Astăzi am lucrat un pic, și vreau să vă arăt și vouă, pe partea, întâi a portalului 13 pe partea de HMI, pe opțiunea asta de, pe care o are de historical data, să fiu drept nici eu nu l-am mai folosit până acum de curând, și aici pot să-mi pun o, un, un, un log, eu am folosit un singur log, vedeți cu parametrii, și care log să se salveze din HMI direct pe uh, un USB, pe un stick. Uh, sigur, datele sunt luate prin, uh, uh, de la PLC, uh, vin prin tag de la PLC și eu am folosit două posibilități, de exemplu, contoarele de piese bune și defecte să, uh, update, o, să vor afișa în log, vor fi logate, se vor scrie în log la schimbarea lor. Deci dacă în loc de două piese sau am trei, automat o să se schimbe, o să se logheze valoarea în momentul ăla. Deci când am avut o piesă bună sau rea. Și celelalte date, aici e vorba de niște date de înșurubare, de exemplu, ele o să le schimb on demand la cerere. și pentru asta, aici la default la tag urile la tagurile de la HMI, am definit un trigger log, un trigger tag, și care aici am descoperit și eu cu surprinderea, poți să pui și pe ăsta events, la value change, când îi se schimbă valoarea, bine, nu i pe front deci o să fie și când trece din 1 0 și când trece din 0 1 1, asta fiecare își face management în PLC, și spuneam că aici definez toți ce, ce valoare vreau să-mi logheze, log tag, e o funcție, și uh, fiecare, fiecare câmp din ăsta sau tag de logare pe care îl definesc aici și la care am pus on demand. L-am legat aici la trigger log, la partea de properties events, value change, toate se regăsesc aici, tagurile de logat. Da, și acum o să vă arăt, de exemplu, m a ce mai chinuit o țiră iară, dacă vreți să luați timpul, el o să ia timpul din HMI, dacă vreți să vă ia timpul din PLC, să aveți acces la timpul din PLC. Avem la, unde avem? Connections, Area Pointer, aici sunt mai multe chestii și dacă vrei să schimbi ecranul cu Job Mailbox din PLC și mai multe chestii. Și noi, de exemplu, aici la Daytime PLC, am definit dintr-un dami DB, dintr-un DB din, din PLC care arată ceva de genul ăsta. El are un local time, care la rândul lui local time ăsta, dacă m-aș duce, este să vedem dacă vedem direct cu cross references, să scrie în funcția time management și să convertește din datele în time of take, așa mi-l accepte HMI-ul și dacă mă duc ăsta la rândul lui, îi get system time cu funcția asta, PLC-ul ia funcția de ia timpul din sistemul lui, cum ar veni. Pot să am get și pot să am și set pe el. Aici facem parte de read system time, read local time și cred că este și write system time și write local time, dar nu mai complicăm aici. Asta a fost numai așa ca să vedem ca să vedem cum am ajuns să luăm timpul odată în PLC și după aia să-l transferăm din da, mi, de bu, local time ăsta să-l convertim în de la DTL la time of day și pe time of day o să l dăm ca um, parametru, să-i spunem, ca PLC tag la daytime PLC. Inițial l am pus și aici la daytime și nu a fost ok. Probabil ăsta e ca să faci invers, să reduci din HP în PLC. Dar nu știu, eu l-am pus de aici și atunci am ia din miliard din uh, timpul din PLC, din, PLC ca să nu mi apară că mi-a 1970 în HMI. nu no, bun. Acum eu am stick băgat în laptop, în data log măsurător aici am șters, să vede că e de pe stick. Data log am sters fișierul. Acum o să-l scot de aici. O să-l duc într-un KTP 400. Sper să nu demolez nimic. Ăsta are aici o intrare de vine. am reușit să-l inserez. Trebuie să-i dau un shutdown, că el pornește cumva. Eu am aici buton